cine semănați voi așa de frumoase? Cu mami sau cu tati? Cu bebe. Da, cu cine a zis? Cu bebe. Cu bebe? Cu care bebe? Cu bebe al tău, de acasă. Da, interviu, tati? A, cu bebe. Ia cu surioara, mă, seamănăm în două, da. Uite, Avita, tu l-ai făcut singur în afară de ochi. Care da? Sunt alu mami, mi-e sper că amândouă sunt ale tale, da? Doar ale tale. Asta am vrut, să fie ale mele, îți dai seama. Păi dar doar bine că sunt ale lui, nu? Exact, e bine că avem dovada, da. Păi nu, dar te oftici așa ca mamă, știi? Tu te... Păi ea le-a dat ochii și nu se oftică deloc. Ia spune tu, iubire, dacă te oftici. Nu, mi se pare că avem două fete superbe, nu că sunt ale noastre, dar... Adică, ok, poate ziceți că sunt subiectivă, dar... Da? Da, pisica. Mergem imediat să facem poze, da, vor să facem poze la căsuțe. A, uite la... ce inel mișto ai tu, uite ce inel mișto am eu. Da, mie îmi place și al tău. Vârstă, nu mai porți diamante de la de la. Iar poartină. Eu de ce am să strâng acadele. Da. Deci, îmi place că voi vă împărțiți, reușiți cumva să le țineți în frâu, pentru că de asta am și specificat că seamănă. Nu? Suntem într-o viteză continuă, deci dacă lipsește ceva și nu-i pus la punct, s-a dus. Deci trebuie repede masa, după aia hai la film, hai. Tot într-o viteză, suntem cam... De asta am zis că seamănă cu tine, pentru că amândouă sunt foarte energice, nu că tu n-ai fi energică, Gabi, nu te gândi, doar că mi se pare că tot împrumută de la el, că pe el l-am mai văzut ce-i drept la film cu fetele, da. Și l-am studiat mai bine. Tu fiind la filmări, nu te-am mai văzut de multă vreme. Păi tocmai de asta am zis, hai să profităm, să mergem toți patru acum cât e concediu, că după aia iarăși o să fie o perioadă aglomerată și o să venim pe rând, ba o să vin eu cu cea mare, ba cu cea mică, ba cu amândouă. Dar e, uite, facem o poză acolo. Da, și am să mergem toți patru, știi? Mai zic ceva, că uite, cât sunt astea, cât sunt fetele cu minți. Plecați pe undeva sau vacanțe la voi în curte? Că am văzut că v-ați amenajat Aqua Park pe acolo. Eu aș vrea, dar am un soț care nu mai este soțul meu, este doar tatăl copiilor, pentru că... Iar vrea să mergem doar noi doi. Da. Și... Și anul cu poate o să plecăm câteva el zile. Este disperat, deci dacă fetele dispar de acasă o zi, două, este... Nu, nu, nu. Da, am fost acum la o emisiune și am lipsit 5 zile și a fost cam greu. 5 zile. E greu pentru că ele, uite-le, tati. Da, Gabi, zi-mi sincer, atunci când ai, când plănuiai viitorul și te-ai gândit că o să ai copii ca orice, te-ai gândit că o să ai, te-ai imaginat că o să ai un soț care se implică atât de mult și că o să fie toată baza și spre fericirea ta fetele o să te lase să dormi mai mult, că o să se ducă peste tati să le scoată în nu mi-am închipuit că o să am două fete, mi-am închipuit că o să am o fată, dar Dumnezeu a fost mult mai generos decât și cum e, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să-ți dea Dumnezeu cu vârf și îndesat, ceea ce nu este rău. Când mi-am imaginat eu, mi l-am imaginat eu pe tatăl copiilor mei, da, mi l-am imaginat că să aibă grijă de fete și să împărțim atribuțiile amândoi, pentru că de fapt asta înseamnă familie. Vă mulțumesc frumos. Eu v-aș mai ține, dar știu că fetele nu mai au... Sper să prindeți și voi măcar două zile așa, doar voi doi, fără ele. S-ar putea să avem noroc două, trei zile.